Proiect de hotărâre numărul 5 privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru bunul Muzeul de Etnografie și Artă Populară din domeniul public al județului Maramureș, situat în Baia Mare, Steada de Dealul Florilor, numărul 1. Avizul comisiei. Mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6 privind încetarea activității și desfințarea serviciului public Agenția de Dezvoltare Durabilă Urbană și Rurală Urbanet. Avizul comisiei. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri dacă sunt? Unanimitate. Mulțumesc. Nici o ședință fără spirite încinse. Cele 14 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean de astăzi au fost aprobate la foc automat. Acest fapt a creat totuși nemulțumire în rândul unor aleși. Vă grăbiți extraordinar de tare. Trebuie să mergeți undeva, aveți o activitate, mergem la vânătoare toți. Nu, noi vrem să ne ocupăm serios de treabă. Astăzi este o sarcină de partid ca grupul PDL să fie vocal. Pentru că probabil a trecut multă vreme ca să mai poată spune ceva. Și am observat doi reprezentanți de marcă care astăzi au fost doar vocali. Mi-ar fi plăcut ca această vocalize să fi fost făcute și în mandatul anterior. Când, vă rog, nu v-am întrerupt nici o secundă când ați vorbit dumneavoastră. Plen, de ce nu putem vorbi? Că poate are... Se grăbește că merge la vânătoare, poate împușcă chiar un mistret. Nu e atitudinea de acolo, de la prezidiu, o să mă bucur atunci când o să avem o sală de ședință, ok, să stăm toți la același nivel și să discutăm aceleași probleme. Cu aceste nemulțumiri, ședința Consiliului Județean a luat sfârșit.